Zim în fiecare zi la televizor cum că România are creștere economică, că românii o duc bine și că nu au de ce să se plângă. Țara noastră este un fel de paradis, dar creșterea economică există numai în buzunarele politicienilor români. Singurii care o duc bine sunt cei care au legături cu partidele politice, iar România este un paradis numai pentru cei care fac parte din sistem, adică din PSD și din PNL. Specialiștii de la Banca Mondială consideră că România reprezintă însă o catastrofă pentru investitori. Când te uiți în publicațiile internaționale, scrie despre noi. Ocoliți, fugiți de ei. Deși ne aflăm în Uniunea Europeană, state precum Armenia, Moldova sau Rwanda sunt mult mai atractive decât România din punct de vedere al calității mediului de afaceri. România se află pe locul 147 în lume din punct de vedere al complexității obținerii autorizațiilor de construcție. Principala ramură a economiei mondiale și care antrenează și alte sectoare este cea a construcțiilor. Ea generează nu doar case, ci și producția de materiale de construcții, transport național și internațional, precum și consumul de energie. Zeci de tipuri de servicii sunt legate de această industrie. În general, atunci când sectorul construcțiilor nu funcționează, atunci nimic nu funcționează. Dar sectorul construcției trebuie să fie unul deschis spre piața internațională, deoarece acolo sunt sute de miliarde de euro. România este o țară săracă datorită corupției și birocrației. Aici totul este ținut blocat. Am ajuns să fie o insulă izolată într-un flux financiar global colosal. În România este greu spre imposibil să obții o autorizație de construcție. Procedura este una complexă și peste procedură mai apare și incompetența, birocrația și corupția. Peste tot ți se pun piedici, investitorii sunt tratați ca niște dușmani ai poporului, iar șpaga reprezintă elementul care îți permite să construiești chiar și atunci când faci acest lucru legal. România este în continuare un stat comunist în care antreprenorii au numai obligații, nu și drepturi. În România sunt orașe în care autorizațiile de construcție sunt blocate, precum Bucureștiul. Logica primarului actual este aceea că autoritatea publică nu poate face față unei noi dezvoltări, așa că soluțiile adoptate sunt acelea de a nu face nimic. În loc să rezolve incompetența autorităților publice, se preferă varianta noi nu facem față, deci oprim totul. Obținerea unei autorizații de construcție durează între 6 luni și câțiva ani. Ai șanse mari ca după ce ai obținut autorizația de construcție, aceasta să fie anulată. Investitorii nu se simt protejați în România, așa că și puțini care mai erau pleacă deja spre Marea Britanie, spre Dubai sau spre alte state ale lumii care oferă încredere și siguranță. Timpul mediu de obținere a autorizației de construcție este de 260 de zile, timp care alungă orice investitor serios din România, deoarece viața este prea scurtă ca să o pierzi pe la ghișee. Tocmai de aceea, investițiile străine sunt reduse. România nu oferă condiții de investiții fără birocrație și fără corupție. Și la conectarea la o rețea națională de energie ne aflăm pe ultimele locuri din lume. Degeaba construiești dacă nu ți se oferă rapid acces la rețeaua de apă, canalizare și energie electrică și gaz. Din acest punct de vedere ne aflăm pe un rușinos loc, 157 din lume. Practic, chiar și țările din Africa, Asia sau America de Sud se descurcă mult mai bine. În România este mai ușor să construiești decât să obții autorizațiile de construcție sau să te legi la rețelele de utilități.